Accidentul rutier a avut loc la ieșirea din localitatea Godeni. O mașină care transporta bolnavi de la Spitalul Municipal Câmpul Lung către locuințele acestora, după ce pacienții fuseseră la dializă, a lovit în plin o vacă. Șoferul nu a avut nicio șansă să evite animalul aflat pe stradă. În urma impactului, vaca a fost proiectată într-un alt autoturism. Ambele mașini au suferit avarii. Animalul, ce avea multiple fracturi, a fost sacrificat pe loc de stăpânul acestuia. Cei doi șoferi au fost conduși la sediul poliției Schitu Golești, unde au fost testați cu aparatul etilotest, constatându-se că nu au consumat băuturi alcoolice înainte să se urce la volan. Din fericire, nu s-au înregistrat victime omenești.